În videoconferința care a avut loc astăzi în sala de ședință a prefecturii, premierul Victor Ponta a anunțat oficial numirea lui Raed Arafat în funcția de șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MEAI. O provocare, dar și o oportunitate pe care nu putea să o refuze, a declarat Raed Arafat. În primul rând, mulțumesc pentru încredere. În al doilea rând, dacă am acceptat, am acceptat pentru că este o provocare, este o etapă care cred că era necesară, dar mai ales este o oportunitate. Este o oportunitate pentru întregul sistem de urgență să ajungă să fie model pentru mulți alții și mai ales să fie mult mai eficient pentru noi prin integrarea structurilor care asigură intervenția și rezolvarea problemelor de urgență. Departamentul pentru intervenții în situații de urgență are în coordonare Inspectoratul pentru situații de urgență, Inspectoratul General pentru aviație și unitățile de primiri urgențe. Prin crearea acestui departament se vrea îmbunătățirea sistemului de coordonare în situații de urgență, care să fie condus de un secretar de stat, iar cel mai potrivit pentru această funcție fiind Raed Arafat. L-am propus, l-am susținut, iar domnul prim-ministru, care are o mare încredere în domnul Arafat, l-a numit imediat. Totodată, mă bucur că domnul doctor Arafat a acceptat această funcție de mare responsabilitate. În încheierea videoconferinței, premierul Victor Ponta a mulțumit tuturor structurilor din cadrul MEAI care s-au mobilizat și au acționat exemplar pe toată perioada Codului Portocaliu. În primul rând, vreau să mulțumesc structurilor Ministerului de Interne. Aici vorbesc de ISU, de jandarmi, de poliție, de toți cei care și azi noapte au fost în stradă și au făcut datoria, alături de autoritățile locale, alături de serviciul de ambulanță, alături de armata, acolo unde a fost cazul. Toată noaptea, știu foarte bine, sub coordonarea vicepremierului Dragnea, dar cu toate structurile, s-a muncit extraordinar și s-au evitat situații într-adevăr tragice, cum a fost la Constanța, cum au fost în multe alte zone, Brăila, detaliile au fost prezentate și media. Acesta a mai declarat că are încredere în Ministerul Afacerilor Interne pentru că s-a dovedit în toată această perioadă o structură bine închegată, care își face treaba foarte bine.